În luna septembrie, un teren din Faleză Nord era îngrădit de proprietar. Omul susținea la momentul respectiv că după ce i-a lăsat pe localnici și turiști să treacă cu mașina pe proprietatea sa mai mulți ani de zile, trebuie să îngrădească. Mai ales că ar fi fost notificat de autoritățile constanțene. Întreaga situație a creat nemulțumiri în rândul celor care locuiesc în Faleză Nord. Iar acum, la 2 săptămâni de la acel episod, nemulțumirile sunt departe de a se încheia. Bucata de teren a fost împrejmuită cu un gard și deja s-a săpat pentru a se pregăti, după cum spun localnicii, șantierul pentru un viitor bloc. Pentru constanțenii care locuiesc în zonă, o viitoare construcție înseamnă vizibilitate redusă, lumină naturală mai puțină și, bineînțeles, acces limitat pe faleză. Oamenii dau vina pe autorități pentru situația creată. Probabil că ne vom cumpăra elicoptere să zburăm peste curțile lor să aterizăm pe plajă. Primarul, care nu mai există în momentul de față în funcție, și Consiliul Local, care nu mai există, efectiv, după părerea mea, cred că au fost iresponsabili. O altă nemulțumire a locatarilor din zonă este că, în cazul în care aici va fi construit un bloc, locurile de parcare vor fi insuficiente. Unde parchează oamenii ăștia? Vor fi călare pe noi. În loc să fie spațiu verde aici, cum era normal să fie, fac tot soiul de monștri. Atât terenul care a fost îngrădit și pe care fără doar și poate urmează să fie realizată o construcție, cât și altele din zonă ar face parte din dosarul retrocedărilor. În mod normal, suprafețele ar trebui să revină autorităților statului. Ba chiar zona se află în litigiu și sunt deschise mai multe procese, fie cu locatarii din Faleză Nord, fie de instituții publice, pentru a se clarifica situația exactă a pământului. Nu știu ce au de gând să facă. În orice caz, noi nu suntem de acord. Din câte știm, terenurile sunt retrocedate ilegal de pe vremea primarului Mazăre și asta e. Există în derulare, înțeles, un proces. La fața locului au fost luni inclusiv inspectori de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, după ce nemulțumirile locatarilor au ajuns în spațiul public. Din primele informații pe care le am, rezultă faptul că acel teren nu este intabulat în acest moment pe apele române, ci pe primăria Constanța, motiv pentru care vom solicita să vedem exact ce acte are acel constructor sau ce anume se vrea să se construiască acolo. Constanțenii care locuiesc în Faleză Nord spun că vor urma toate căile legale pentru a-și face dreptate.